Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Vei vedea imagini de la marșul suporterilor ASU de ieri seară. A fost extraordinar. Apoi vorbim despre descinderile din Piața de Gros. Au început controlele dinainte de sărbători. La final discutăm puțin despre Florin Călinescu și despre cum a trăit el Revoluția din 1989. Atmosferă extraordinară ieri seară la Timișoara, peste 500 de suporteri ai lui ASU Politehnica au mărșăluit din centrul orașului spre Cimitirul Eroilor. Prima oprire a fost Catedrala Metropolitană pentru ca mai apoi suporterii să îngenuncheze în Piața Operei pentru o rugăciune. Tinerii și-au continuat apoi drumul prin oraș până pe strada Mărășești. Destinația finală a fost însă Cimitirul Eroilor, acolo unde suporterii au depus câteva coroane. Pe tion.ro poți vedea povestea pe larg. Polițiștii din Timișoara au început controlele specifice în această perioadă. Prima locație în care au descins a fost Piața de Gros, acolo unde i-au luat la puricat pe comercianți. La acțiune au participat peste 40 de polițiști care au controlat, conform datelor oferite de IPJ, câte un comerciant fiecare. Au fost amenzi, marfă confiscată, însă rezultatele nu sunt spectaculoase. Pe tion.ro vezi în cifre ce au făcut oamenii legii în Piața de Gros. Florin Călinescu a stat de vorbă recent cu colegii mei. Le-a povestit pentru tine experiența trăită de el în decembrie 1989. Actorul timișorean a povestit ce a simțit în acele zile, dar a vorbit și despre cum a trăit el înainte și după Revoluție. Pe tion.ro vezi interviul complet. Cam atât pentru azi. Hai să ne vedem și mâine la aceeași oră. Până atunci, rămâi pe tion.ro.